Mâine, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din municipiul Vaslui, va fi adusă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Acționița de la Mănăstirea Hadâmbu din Iași. Delegația care va însoți icoana va fi condusă de Părintele Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, și va fi întâmpinată la ora 17 de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Preasfinția sa va săvârși apoi paraclisul Maicii Domnului. Icoana va rămâne spre închinare în Biserica Adormirea Maicii Domnului până sâmbătă 13 august, timp în care vor fi săvârșite zilnic Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Mazlu și paraclisul Maicii Domnului. Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Hadâmbu a fost pictată de preotul Octavian Zmău în anul 1938.